Cei mai mulți dintre rulotiștii care ajung în județul Neamț sunt din județele alăturate, Iași și Vaslui. Ei campează de obicei lângă mănăstirile Secu și Agapia. Locurile sunt extraordinare, iar traiul la rulotă pare dificil la început, însă este plin de satisfacții. Eugenia Filipescu a venit aici ani la rând, împreună cu soțul ei. Prinseseră microbul campării de la alți prieteni și după pensie a devenit principala lor ocupație. De 2 ani bărbatul s-a stins, însă femeia continuă să vină în locurile care i-a făcut pe amândoi să se simtă minunat. Traiul la rulotă nu este foarte dificil și fiecare rulotă are un nivel de confort propriu în funcție de dotări și de dorința proprietarului. Aici am frigider cu tot ce am nevoie, mâncare gătită, mâncare rece. Aici am haine subțiri, haine groase. Aici e baia. Și aici dacă gătiți? Da. Am aragazul aici, cu 3 ochiuri, am chiuvetă cu apă, am panou solar și am lumină în toată rulota. Vecinii sunt la doar câțiva pași. Oamenii stau grupați cu rulotele în așa fel încât să nu se deranjeze unul pe altul, însă să poată da o mână de ajutor la nevoie. Cum vă descurcați aici? Cum vă place? Foarte. Cam câte luni pe an petreceți aici? Da, cam o lună, odată, două, depinde. Eu nu sunt din multul rulotist, mai de vreo 6-7 ani. Da. Mesele sunt mai gustoase în natură, iar meniul este variat. E ușor, e mai greu să gătiți aici decât acasă? Nu, este mai plăcut. Compania fluturilor, a florilor, a brazilor, a persoanelor care... cu care ne-am împrietenit aici este foarte plăcută și îți dă așa un sentiment de ca acasă. Veteranii micii comunități de lângă mănăstirea Agapia sunt cei din familia Drăghici. Pentru ei, vara înseamnă rulotă și natură. Sunteți cel mai vechi locatar, ca zicem, da, așa, din acest sector. Mai și stau până pe 15-16 septembrie. În fiecare an? În fiecare an. În restul anilor, când nu eram pensionar, stăteam o lună. Acum stau 3 luni jumate. Ce vă atrage aici? Ce vă aduce de fiecare dată? Aerul curat, liniște, excursiile care le fac pe munte în fiecare zi, colegând ciperc, colegând plante medicinale, vizitând mănăstirile din jur, Sihla, Sihăstrie, Secu, Neamțu, Văraticu. După ce soțul a cules ciuperci din pădure, soția s-a pus să facă o plăcintă cu ciuperci pentru că așteaptă musafiri pe copiilor care vin în weekend aici. Ce pregătiți aici, doamnă? Fac șoberec. În loc de carne băgăm ciuperci. Restul toate ingredientele ca la șoberec. Ceapă, brânză, ou, piper. Și este extraordinar. Ingredientul principal, ciupercile, da, de unde? Da, de la pădure. De aici, din pădure? Păi da, ca de pădure pe noi. Condițiile de campare sunt excelente, spun rulotiștii. Au dușuri improvizate, apă la discreție dintr-un izvor apropiat, au energie electrică produsă de celule fotoelectrice și un confort minim care creează o atmosferă plăcută aici, în sânul pădurii. Rulotiștii stau pe meleagurile nemțene din luna mai și până la sfârșitul lunii septembrie, dacă vremea este călduroasă.